Este ora 9:25, tot stau și mă gândesc oare ce am mâncat când am fost mic, de așa norocos să mă trezesc în companie superbă în fiecare dimineață. Astăzi în studio două doamne frumoase și sufletește și nu numai sufletește, Paula Sering și Liana Stanciu, vă salut din nou, bună dimineața! Bună dimineața! Frumos, spune. Da, m-am emoționat! Am auzit-o de la lift, i-am auzit accentul și atunci am știut, vine weekendul, sunt acasă. În studio sunt doi ardeleni, unul mai frumos ca altul. Gata, am început. Deci, nu mai pot să vorbesc astăzi, gata, am mai plecat. Mai ții minte când ne jucam tăt cu matinalul cu ochii albaștri? E, astăzi mai avem o pereche de ochi la fel de albaștri și de frumoși. Paula, bună dimineața! Ce faci? Uite, mă bucur că sunt cu voi aici, întotdeauna când vin la voi, mă simt tare fain. Vă mulțumesc. Și am vrut să știți că m-a rătăcit pe aici prin clădirea voastră. Nu, prin clădirea voastră. Și am zis că, nu, vedeți, trebuie să mă chemați mai repede, mai des, ca să te obișnuiești cu drumul. Astăzi îți facem o hartă și o să ai tot timpul cu tine harta asta. Da, Ne găsești în fiecare dimineață să vii. Corect. Că am și o curiozitate, Paula. Te rog. Dacă nu ai fi strălucit pe scene internaționale și naționale, ce ar fi făcut Paula Selling în 2016? Adică ce dacă n-ar fi ales avut vocea asta minunată, ce altceva? Profesor, eu știu. Să știi că eu am făcut jurnalism, deci probabil că aș fi făcut o radio, deci aș fi fost colegă cu voi aici. Cu siguranță aș fi fost colegă cu voi. Sau profesor, într-adevăr, pentru că mama mea a fost mulți ani profesor de matematică fizică și mi-a plăcut felul în care lucra ea cu copii. Atunci nu îmi dădeam seama de aur are ea așa când e în preajma copiilor. Și acum de când am făcut și eu pedagogie la facultatea la care... Mai am un colț și în chei. Da, mai am un colț și în... Exact. Mi-am dat seama că și mie îmi place foarte mult să lucrez cu copii. Deci chiar dacă eu mai sunt pe scenă și în continuare cânt, pentru că asta e parte din ființa mea, am descoperit această latură pedagogică, această lume. Pentru puținii care nu știu, Paula Selling e studentă în ultimul an? Da, în ultimul an. La pedagogie muzicală? La compoziție. Compoziție. La compoziție, dar am optat și pentru modulul pedagogic, pentru că vreau pe viitor să să-mi extind o școală de canto, bazată pe canto în principiu, și pe alte instrumente, și pian, și chitară. Am o grămadă de colegi pe care pot să te întreb ceva. Crezi că am stofă? Poți să vin la școala ta ca primul elev? Te aștept cu drag. Da. Să știi că nu ești primul elev. Deja are. Și să știi că Liana, Teodora, nu te super că nu Teodora merg la Mihai, e deja da? Pe listă. E scrisă deja. Da. Așa. Mi-a luat înainte. Stai să-ți spun ceva. Știu o poveste pe care nu știu dacă e reală sau nu. Am citit-o undeva în legătură cu primele tale lecții de pian. E adevărat că atunci când ați început să studiați și tu și fratele tău, n-aveați pian? Nu, n-aveam, nu. Și lucrați pe un carton desenat? Un carton, da, un carton desenat. Ascultă povestea asta, spectaculoasă. Păi cum? Păi uite așa, fratele meu era în clasa întâi, aveam 5 ani abia, urma să intru și eu la școală și fratele meu studia pe un carton pe care părinții mei l-au desenat, pentru că n-aveau, fiind profesor și inginer, cei doi părinți ai mei n-aveau bani atunci, era cât o mașină, un pian. Și au desenat frumos clapele și Paul așa își învăța piesele pentru școală. I-a fost foarte greu și eu, prima parte din clasa întâi, am început așa, dar după aceea părinții mei au făcut toate eforturile, au vândut o grămadă de chestii ca să reușească să ne cumpere un pian, pentru că și-au dat seama cât e de important. Și să știți că pianul, am citit chiar recent, dezvoltă în emisferele cerebrale, dezvoltă altfel decât dacă n-ai studia pian și te face să vezi lucrurile în multe perspective. Deci dați-vă copiii la pian, faceți copiii să studieze muzica, pentru că muzica le dezvoltă posibilitatea de a se adapta vieții și solicitărilor vieții. Ce frumos! Mai vreau să știu două lucruri de la Paula. Unu, ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Să oprească timpul. Asta nu știe. Nu știe. Măi, ce să-mi doresc? Am încetat să mă gândesc că există niște lucruri de care am nevoie când am constatat că Dumnezeu știe mult mai bine de ce am eu nevoie, așa că îl las pe el să aleagă ce să-mi aducă Moș Crăciun. Poate, nu vrei tu un telefon, nu vrei tu o poșetă, nu vrei tu... Ba da, dar parcă nu-s așa de importante. Parcă nu-s așa de importante, da. Da, bine, nu. Da, ce îmi doresc, uite, dacă e în avans, așa un cadou în avans, sâmbătă.
sâmbătă avem un concert magic, că tot suntem în magia radioului vostru, un concert la Sala Palatului, unde este Disney Music from the Movies. Am să cânt împreună cu Ristei, cu Florin Ristei, cu Dalma Covaci, cu Orchestra Simfonică București, dirijată de Daniel Jinga. Wow! Da, este un concert extraordinar, l-am susținut până acum la Timișoara și la Cluj, a fost extraordinar. Și cântați temele din cântecele, din filmele Disney? Din filmele Disney, din filme de desene animate și nu numai. De exemplu, sunt Pirații din Caraibe, ți se face, ți se ridică părul în cap și faci pielea de găină în momentul în care asculți ce se întâmplă acolo. Sună ca acolo, sunt partiturile originale. Noi încercăm să fim... Mamă, dar ce voci! E interesant! Mâine? Mâine, începând cu ora 19, deci la ora 7, la Sala Palatului. Veți avea, vă așteptăm cu copii, vă așteptăm și e și pentru copii și pentru adulți, pentru că din punct de vedere muzical ce se întâmplă acolo este mare lucru, este un eveniment muzical, este un eveniment pentru toată piața muzicală, vă spun. Peste 60 de oameni care cântă într-un singur glas, într-o singură orchestră, extraordinar, la instrumente. Veți vedea, veți putea să le arătați copiilor ce înseamnă orchestră. Veți putea să inițiați în toată arta asta a cântului în orchestră. Excepțional. Mâine seară știu ce fac. Știm. Mergi și tu? Eu m-aș dus la Timișoara, dar... Te mai gândești? Mă mai gândesc. Ascultăm Weekend. Paula, te așteptăm oricând ai noutăți, oricând vrei să ne spui ceva. Facem o cafea bună. Sau oricând vrei să bei o cafea. Exact. Sau ceai, după cum îți poftește inimioara. Vă mulțumesc foarte mult și să aveți un weekend frumos, să vă fie bine, să fiți iubiți și să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun.